Polițiștii de frontieră Arăden, din cadrul punctului de trecere a frontierei Nădlac 2, au depistat 9 cetățeni din Irak care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși într-un tir. Șoferul tirului, un cetățean turc, transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, două containere goale pe ruta Turcia-Franța. În urma controlului efectuat de către polițiști, au fost descoperiți ascunși într-unul dintre cele două containere 9 cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări, unde s-a stabilit că sunt cetățeni din Irak. Astfel, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șofer și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși. Urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.